În timp ce numărul infectărilor crește, autoritățile anunță că în perioada următoare elevii nu vor mai primi teste de salivă de la școală, pentru că licitația de achiziție a acestora a fost contestată. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că achiziția privind testele de salivă pentru școli a fost contestată de către una dintre firmele participante, iar din acest motiv nu va fi semnat niciun contract până nu iese decizia primei instanțe. Înainte de vacanță au fost cumpărate doar 14,5 milioane de teste din necesarul de 70 de milioane. Acum Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate a anunțat licitația pentru 55.000 de teste pentru elevi, dar un nou contract poate fi semnat doar după soluționarea contestației. Raed Arafat a precizat că la nivelul IGSU nu mai există stocuri pentru testele de salivă pentru școli.